Bun găsit, doamnelor și domnilor, alături de mine se află și în această seară Părintele Vasile Grigorescu. Bine ați venit! Bună seara și bine ați venit în emisiunea noastră! În această seară vom vorbi despre cinstirea Sfintei Cruci. Și asta pentru că peste doar câteva zile vom trăi a doua sărbătoare din calendarul bisericesc. Este vorba de înălțarea Sfintei Cruci. Cum ar trebui să cinstim această zi? Chiar în calendar spune cu post. Cu post. Indiferent că pică într-o zi de post sau nu. Sau nu. Anul acesta cade vinerea. Cu atât deja mai mult. Deja este post. Da. De ce însemnează post? Post înfrânare de la tot ce ar putea să ne închidă drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Noi adesea, am mai vorbit aici, adesea când vorbim de post, înțelegem în primul rând abținere de la mâncăruri de proveniență animală, carne, brânză, ouă, lapte. Dar nu Dar neapărat la asta mult, se referă. Mai mult post însemnează înfrânare de la tot ceea ce ne poate descalifica ca om. Bun, și atunci vă întreb de ce mâncarea, produsele de origine animală ne descalifică? Noi am mai spus... Nu în mâncare stă păcatul, ci în poftă. Și pentru că atunci când ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, când vedem o Sfântă Cruce, fie la răspântii de drumuri, fie pe biserică, fie oriunde, gândul nostru, mintea noastră, sufletul nostru se înalță la crucea pe care a fost răstignit Domnul Hristos. Și știm că El a fost răstignit pentru păcatele noastre. Așadar, ne gândim că și noi, chiar dacă trăim acum peste 2000 de ani, după 2000 de ani de la răstignirea Mântuitorului, înțelegem că și noi am contribuit la răstignirea Lui. Suntem cumva vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat. Până la sfârșitul veacurilor. Deci numai pentru aceia și pentru noi. Și pentru cei care vor veni de acum încolo până la a doua venire a Lui. Și, da, sigur. Și dacă am fi trăit atunci, poate, eram și noi în gloata aceea, în mulțimea aceea, care au strigat, răstignește-l. Așa este. Așadar, pe de o parte, crucea este mare taină. E o mare taină, crucea. Ce însemnează taină, mister, lucru de, cu greu de pătruns, cu mintea noastră. De ce cel fără păcat a fost răstignit? De ce Fiul lui Dumnezeu, cel prin care și pentru care toate s-au creat, și-a luat trup omenesc? Însăși coborârea aceasta, venirea Lui, venirea celei de a doua persoană a Sfintei Treimi în lume, este o cruce, în sensul că este o, așa cum se spune în termen religios, o chenoză, o micșorare a sa. O pogorâre. Și totuși, El a făcut-o cu multă dragoste pentru ca să ne salveze. Pentru ca să-și ducă misiunea la capăt. Așa cum cineva s-ar coborî într-o groapă adâncă să salveze pe cel care a căzut acolo. Când se coboară, sigur, se murdărește, se poate răni.
El își dă seama că dacă se coboară, se accidentează, se poate accidenta. Și totuși, din dragoste, pentru acela care să salveze, deci iată, crucea este o mare taină. Și așa cum am spus și în emisiunea trecută, mult greșesc cei care n-o cinstesc, n-au înțeles taina Sfintei Cruci. Mulți întreabă de ce Mântuitorul a fost răstignit pe cruce. Știm că la vremea aceea, cei care păcătuiau erau condamnați la moarte prin răstignire, este clar. Unii, nu toți. Și cei, de aceea... cei care erau considerați cei mai greșiți în fața legii, era cea mai cumplită condamnare. Da. Cea mai îngrozitoare, cea mai grea, și josnică în același timp. De exemplu, romanii nu erau, cei care aveau cetățenie romană, nu erau răstigniți, erau decapitați. Era o înjosire pentru un roman să fie răstignit. Așa... Mai de aceea se pune întrebarea aceasta, de ce Mântuitorul a avut o misiune? Știm cu toții și am înțeles acest lucru. A venit pe pământ și a luat trup omenesc pentru a ne salva de păcat. Trecând prin toate etapele prin care a trecut, pentru a-și îndeplini misiunea. Aceea de a fi hulit, înjurat, batjocorit și așa mai departe. Dar de ce moartea i-a fost sortită așa? De ce n-a putut fi altfel omorât? Ce spune Tatăl Ceresc? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe singurul său fiu l-a dat ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci nu l-a trimis, du-te să te răstignești. Însă și coborârea este o răstignire, cum am spus, o renunțare la slavă. Este, dar noi Dumnezeu știa, și El însuși, ca Dumnezeu, știa care să fie hulit, bătut, răstignit, omorât. Știa. Pentru că la Dumnezeu toate sunt cunoscute deja. Cum spune la Psalmi, înainte de a fi, El a cunoscut toate căile mele. În atoștiința sa. Deci l-a trimis la moarte, știind care să fie omorât, dar nu cu destinația aceasta, pentru că dacă ar fi zis, du-te ca să fii răstignit, atunci cei care l-au răstignit n-au nicio vină. Dacă a fost predestinat. Da, deci răstignirea nu a fost în planul inițial. El a fost destinat, a fost trimis ca să ne mântuiască. Tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică să avem încredere în ceea ce ne spune el. Să avem încredere în ceea ce învață, repet, ceea ce ne spune. Să avem încredere că El este Dumnezeu întrupat. Vina este că noi n-am crezut că este Dumnezeu, adică cei de acolo, de atunci. Da, au considerat asta... Chiar l-au învinuit. Și, de fapt, el a fost omorât, crucificat, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Iar noi nu am crezut adevărul. Și ceea ce era deja și este Fiul lui Dumnezeu. Deci el a fost omorât pentru că s-a numit pe sine Fiul al lui Dumnezeu, ceea ce este. Dar nu l-au înțeles oamenii că este Fiul lui Dumnezeu.
De aceea se consider, sunt considerați vinovați. Sunt vinovați, sigur. Așadar, însă și, cum am zis, coborârea lui, venirea lui în lume cu trup, este o cruce. Este o jertfă. E o dăruire. Puteam să fim mântuiți și fără să fie răstignit. Prin credința noastră totală în El. Prin ascultarea de El. Și aceasta, cum am zis, coborâre este o cruce. Dar în omenirea, așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, a venit într-o ale sale și ai lui nu l-au primit. Da. Sigur, mai înainte de a sublinia necesitatea, îndreptățirea de a cinsti Sfânta Cruce, pentru că vineri, 14 septembrie, este sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, ceva despre istoric, despre acest moment al înălțării Sfintei Cruci. Se știe din istorie că în veacul al treilea, în partea a doua a veacului al treilea, și mai ales către sfârșit, Imperiul Roman a atins apogeul. Întins pe trei continente Europa, Africa, Asia. Sigur, nu toate, dar continentele cucerite, dar o mare parte dintre ele. Iată, ajungem în Africa, până în Egipt, Asia, nu mai zicem Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Europa, nu mai zicem la fel, și împăratul Diocletian, ca să poată controla și stăpâni această mare întindere a Imperiului, și-a luat ajutor împărțind Imperiul în două, Imperiul de răsărit și Imperiul de apus. Și el a rămas în partea de răsărit în Orient, cu capitala la Nicomedia, și pe un prieten al său de arme, Maximian, în partea de apus. Cu capitala la Roma, câteodată la Milan. Dar fiecare și-a luat câte un ajutor. Diocletian a luat ca ajutor pe generele său Galeriu, iar Maximian Hercules a luat pe Constanțiu Clor. Și acesta a fost în partea de Occident cu capitala la Trier, în Germania. Când a murit Constanțiu Clor, a venit în locul său Constantin cel Mare, fiul său. Și ca și tatăl său, dar mai mult, el a fost foarte tolerant cu creștinii. Se știe că nu puteau suporta învățătura Mântuitorului din mai multe motive. Cel mai important a fost acesta: cum eu, împărat, eu, patrician, nobil, să fiu numit frate, considerat frate cu sclavul. Da, nu puteau accepta asta. Accepta lucrul acesta.
Anume, ei socoteau că de la zei este lumea împărțită în clase sociale. Și cea mai de jos clasă, așa cum știm din istorie, erau sclavii, socotiți ca unelte. Da. Puteau fi vânduți, omorâți, fără nicio răspundere în fața legii. Și Constanțiu Clor, și dar mai mult Constantin cel Mare, îi apreciau pe creștini că erau cinstiți. Îmi pare rău că astăzi, așa zici, creștini nu mai sunt așa de cinstiți ca pe vremea aceea. Și Maximian Hercules, murind și el, a venit fiul său Maxențiu. Și văzând că sunt tolerați creștinii de Constantin cel Mare, a pornit război împotriva lui. De ce? Pentru că încă un motiv, nu putea să înțeleagă cultul personalității. Creștinii spuneau, ești om, într-adevăr te respect, ești împărat, ești stăpân, muncesc pe moșia ta, dar nu te pot adora ca pe un zeu. Ești om și tu, muritor ca și mine. Da. Ai și tu aceleași dorințe, sau mai bine zis, am și eu aceleași dorințe ca și tine, să duc o viață liniștită, neasuprită. Deci nu putea să... Așa cum spunem noi acum, suntem egali în fața lui Dumnezeu. Suntem egali în fața lui Dumnezeu, așa cum vom vedea în emisiunea viitoare, când vorbi despre suflet. Deci a pornit război. Și Constantin s-a înfricoșat oarecum, având o armată mai mică decât Maxențiu. Și chiar a rugat pe creștini să se roage ca să nu fie cotropiți. Și spun doi istorici ai vremii de atunci, Eusebiu de Cezarea și Lactanțiu, că împăratul a văzut pe cer și s-a arătat pe cer o cruce luminoasă cu inscripția In hoc signo vinces, prin acest semn vei învinge. Împăratul s-a cutremurat și totuși a rămas rezervat. Și noaptea visează pe Domnul Hristos și îi spune, nu te teme, vei învinge. Îndemnând să pună pe scut, pe platoșe, pe ce mai aveau ei în luptă, semnul Sfintei Cruci. Și lupta decisivă s-a dat la podul numit Pons Milvius, podul vulturului, în 28 octombrie anul 312, la o distanță de 13 km de Roma. Și-a învins. Constantin intră triumfal în Roma și chiar pe Arcul de Triumf în Roma a pus să se scrie acolo în piatră Instinctu Divinitas, prin inspirație divină. Iată, el recunoaște că a câștigat această luptă, că a biruit
prin inspirație, prin har, prin lucrarea lui Dumnezeu, prin lucrare divină. Și de bucurie că a biruit, dă edict în ianuarie anul 313, deci lupta a fost în octombrie, pe 28 octombrie, și în ianuarie dă edict, cunoscut edictul de la Milan, libertate creștinilor. Să se înapoieze toate obiectele ridicate, dacă n-au fost arse, să aibă voie să se manifeste, să-și trăiască credința lor în biserici, în locașuri de închinare, să nu mai fie nimeni pedepsit cu moarte prin răstignire, să nu mai fie nimeni stigmatizat așa de cumplit, anume să fie ars, pentru că erau supuși creștinii la cinuri groaznice. Așa, să fie ars cu fier înroșit și câte alte de felul acesta. De aceea, biserica îl numește întocmai cu apostolii, pentru că după 300 de ani de chin, începând cu Nero și până în anul 313, creștinii au deci fost... Nero în primul veac al erei noastre creștine, 67, și până acum, în 313, creștinii au fost omorâți ca pe niște, să zicem, fiare sălbatice, așa cum. Și biserica îl socotește sfânt. Mare ajutor a avut și îmbărbătare din partea mamei sale, Elena, care l-a educat frumos, și de bucurie împărăteasa Elena merge la Ierusalim să găsească crucea pe care Domnul Hristos a fost răstignit. Și s-a nevoit un pic, pentru că nu se știa unde este. Ea a fost îngropată. Și de ce îngropată? Dar toate cele trei. Se crede că au fost îngropate. Era și normal. Nu puteau să stea crucile pe Golgota întotdeauna, sigur, trebuiau și... Poate că n-au fost îngropate special, poate timpul le-a îngropat. Da. Și se spune prin tradiție că săpând undeva unde era un rond de busuioc, la o adâncime destul de mare, vă dați seama, a trecut trei veacuri. Trecut de atunci. Atâția ani au trecut. Așa? Găsește Sfânta Cruce și neștiind care este Domnul Hristos, Patriarhul Ierusalimului, Macarie, a zis, trebuie să se facă o minune, și chiar să înțelegem încetat care murise este un tânăr, și când a atins de crucea care a fost a Domnului Hristos, acesta a înviat. Și atunci oamenii au înțeles care dintre cele trei este crucea este pe care crucea o căutau. Mântuitorului, și împreună cu împărăteasa Elena și cu mulți credincioși creștini au mers cu crucea în Ierusalim, și de atunci se spune: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor asupra celor potrivnici dăruiește. Da. Ați spus că a găsit crucea într-o zonă unde era busuioc. De aceea
Vine preotul cu busuiocul, de aceea întâlnim busuiocul. Și de atunci rânduiala, ca de 14 septembrie și sigur acum... În zilele acestea. Da, cu câteva zile mai înainte, de atunci preoții merg cu Sfânta Cruce pe la casele oamenilor, că mulți voiau și atunci să o vadă și se prosternau în fața ei și o sărutau cu multă evlavie. Și în mod simbolic primim în casele noastre crucea Mântuitorului, chiar dacă nu este aceea despre care vorbim, dar ne putem gândi și, așa cum ați spus, îl primim pe Mântuitorul în casă cu tot ceea ce este al Lui, cu cruce, cu tot. Cu tot, da. Am zis că ori de câte ori vedem crucea, ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, mintea noastră, inima noastră se înalță la actul dumnezeiesc mântuitor al jertfei Domnului Hristos pe cruce. Când vorbim de cruce, avem în vedere două lucruri. Cruce în chip văzut și cruce în chip nevăzut. Se știe că Vechiul Testament este călăuză spre Noul Testament, așa spune Sfântul Apostol Pavel. Foarte multe din Vechiul Testament sunt ca înainte vestitoare a celor ce aveau să fie în Noul Testament. Și Sfinții Părinți spun că chiar pomul vieții din Rai, din grădina Edenului, a simbolizat crucea. Așa după cum s-a mai spus, dacă femeia a fost înșelată și a mâncat din pomul oprit, iată, Sfânta Maria, tot o femeie, a biruit prin ascultare, și cum s-a spus data trecută, păcatul Evei. Dacă din acel pom, de acel mâncând, au urmat nenorocirile care au venit în lume, iată, pomul vieții, în Noul Testament, Sfânta Cruce, care, așa cum spune o cântare bisericească, crucea este semnul biruinței asupra păcatului. Apoi, Sfinții Părinți spun că însăși corabia lui Noe a simbolizat crucea, care, așa cum corabia, cei care s-au urcat în ea, au fost salvați de la moarte, iată, cei care cinstesc Sfânta Cruce... Și au crezut în asta. Da, și cred în Sfânta Cruce, în jertfa Mântuitorului, sunt salvați de la moartea veșnică a iadului. În Vechiul Testament, în Cartea Facerii, se spune acolo că Avram a avut un băiat pe care l-a numit Isaac și Dumnezeu nu că a încercat, pentru că știa că Avram este credincios, chiar Dumnezeu l-a chemat din țara Ur. Ne aducem aminte acolo de epopea lui Gilgamesh. Așa l-a chemat de acolo pentru că toți erau închinători la idoli. Numai el a rămas credincios cu închinare în duh și în adevăr, în Dumnezeu cel adevărat. Și știa că este credincios, dar ca să ne arate nouă ce însemnează credință totală, și a spus: mă iubești, Avram? Ești în stare să-ți aduci jertfă pe fiul tău? Să-ți mi-l aduci jertfă pe fiul tău? Da, Doamne! Și spune acolo, în Cartea Facerii, la capitolul 22,
Avram strânge niște lemne și le pune pe spatele fiului său Isaac și merge cu el pe munte ca să-l jertfească. Pregătiți de jertfă. De jertfă. Și ajunge pe munte, el alcătuiește un altar din niște pietre și Isaac zice: Tată, altar este, lemne pentru jertfă sunt, iată le-am cărat eu, văd că foc ai tu acolo într-un vas, dar oaia de jertfă unde este? Zice, se îngrijește Dumnezeu de lucrul acesta. Nu i-a spus ce plan avea. Ce. Și când vrea să-l jertfească, aude glas din cer: Nu! Și se uite de unde vine glasul și vede un berbec încurcat în niște măriciniși. Și l-a dus și pe acela jertfă. Sfinții părinți spun așa cum Iisus ca un miel s-a adus și ca o oaie împotriva celui ce tunde, așa nu și-a deschis gura sa. Iată, Isaac a închipuit pe Domnul Hristos, el acesta, Isaac, aducând în spate lemnele de jertfă, da. Iată Iisus aduce crucea în spate unde avea să fie răstignit. Știm că în vremea aceea a lui Iacob, fiul lui Isaac, a fost o mare secetă și tot pământul era lipsit de rod. Și a auzit că în Egipt se poate de acolo procura hrană, grâu, pentru pâine. Ce s-a întâmplat? Iacob a avut 12 feciori, unul dintre ei, Iosif, era foarte mult iubit de tăticul său și de mămica sa, pentru că era cu minte, cu minte. Și frații lui îl pismuiau, îl invidiau. Și l-au vândut rob, pe când era cu oile, l-a păscut, a trecut pe acolo o caravană spre Egipt și l-au vândut ca rob. Și Iosif ajunge și ce spune acasă? Că l-a mâncat leul pe da? Copil. Da. Ba mai mult, ce au făcut ca să fie crezut, să fie crezuți, hainele lui Iosif le-a mânjit cu sânge, a tăiat o oaie și i-a mânjit cu sânge, uite, ca tata, să creeze un scenariu. L-au mâncat leu. Dar ei l-au vândut, vedeți? Și ajunge în mai mare la casa faraonului. Mai bine zis, la subalternul imediat al faraonului, anume Putifar sau Petofi, Putifar. Și în sfârșit, acesta are un vis, îl tălmăcește Iosif, trec ani, visează și faraon un lucru destul de curios. 7 vaci grase au mâncat 7 vaci, au fost mâncate de 7 vaci slabe. Ce vis? În ce vis? Și nimeni nu știa să tălmăcească visul acesta. Și ăsta zice, păi am pe cineva care știe să... Și zice, păi Iosif. Da. Și Iosif zice, da, îl întreabă, știi să tălmăcești visul ăsta? Nu, eu, Dumnezeu mă inspiră. Și zice, vor fi 7, ai zis, 7 vaci grase, vor fi 7 ani de belșug, de rod mare, și după care vor urma 7 ani
de suferință, de secetă. În acești ani de belșug, 7, să strângi atâta cât poți, ca să cât faci poți, față. Ca să poți să ai ce mânca în cei 7 ani de secetă. Și așa a fost. Și seceta a fost pe tot tinsul acela. Deci și în unde se afla un frații lui, dar și în Egipt. Și Iacob trimite pe frații lui în Egipt, auzind că acolo încă acolo se mai găsesc provizii. Sunt multe provizii și istoria este lungă. Iosif îi recunoaște, la început ei nu l-au recunoscut, pe urmă mai merg încă o dată și atunci se descoperă, eu sunt fratele vostru, i-au apucat frica, se gândeau că are vor să fi fie pedepsiți, zice nu, duceți-vă și aduceți și pe tata, și l-a dus și pe tata, pe Iacob, și au stat acolo până a trecut perioada grea. Grea. Și toți urmașii lui, timp de 400 de ani, au rămas în acele ținuturi. Ținuturi în Egipt. Până când a venit Moise de a-i liberat, pentru că se mulțeau evrei și egiptenii se gândeau ce facem noi, că ăștia se mulțesc și o să ne ocupe pe noi aici. Da. Și a pus la mare, cum și grele munci, multe piramide au fost ridicate de și mulți au pierit și în mulți acele. Au pierit, în sfârșit. Iată, aici, în Egipt, Iosif a avut doi fii și era și tatăl său și frații lui acolo. Și cum era obiceiul, copiii întotdeauna cereau binecuvântare de la părinți. Și văzând Iosif că tăticul lui, Iacob, este destul de înaintat în vârstă și o să plece din lumea aceasta, te rog, tată, binecuvintează-mi fiii. Și avea doi băieți, Efraim și Manase, și aduce în fața tatălui lui, el era orb, Iacob, era orb, îl aduce în față și culmea, îl duce pe cel mai mare aproape de mâna dreaptă și pe, și pe cel mic aproape de mâna stângă. Dar tatăl s-o inversează mâinile în forma crucii. Și binecuvintează cu dreapta pe cel mic și cu stânga pe cel mai mare. Ce trebuie să înțelegem de aici? Înțelegem că din cel mai mic s-a născut seminția din care s-a născut David, apoi Domnul Hristos din seminția asta aceasta. Doar pentru că a fost mâna dreaptă. Da, mâna dreaptă, da. Și iată această încrucișare a mâinii, Sfinții Părinți spun că a simbolizat Sfânta Cruce, binecuvântare. Apoi Sfânta Cruce toiagului Moise, care a despățit Marea Roșie. Odată, să zicem, în direcția dinainte și apoi invers, când s-au unecat cei care au venit ca să îi aducă înapoi în robie. Toiagul lui Moise care a lovit stânca de a țâșnit apă, pentru că după 400 de ani poporul evreu a fost eliberat din robia egipteană de către Dumnezeu prin Moise și ajungând în pustiu Sinai, aici loc pustiu, n-aveau mâncare, n-aveau apă. Și au început să strige, Moise, mai bine ne lăsai acolo, aveam o turtă și un ulcior cu apă, dar aici murim de sete. Și Moise se roagă la Dumnezeu, Doamne, 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 ce fac, ce fac? Tu mi-ai poruncit să-i scot de acolo.
Și Dumnezeu îl inspiră, ce ai în mână? Toiag, lovește în stâncă. Și lovește, și lovește apă. Și invers, și sâjnește apă. Sfinții părinți spun că așa cum apa înviorează și dă viață, iată și Iisus pe cruce a sâjnit din el sânge și apă spre viața noastră veșnică. În pustiu aici poporul evreu a avut mult de suferit, au venit alții peste ei. Iată, spune în cartea Ieșire, un neam numit Amaleciți au venit spre ei să-i odoboare. Și Moise se urcă pe un loc înalt și ține mâinile în forma crucii. Desfăcute și trupul desfăcute, împreună cu mâinile. Deci iată forma crucii. Și în felul acesta a putut să biruiască pe amaleciți. Șarpele de aramă, cine a fost duminică la biserică, a auzit textul Evangheliei. Aici, în pustiu, a venit prăpăd peste cei care s-au revoltat împotriva lui Moise, că au fost și unii, de ce ne-ai scos din robie? Și au cârtit împotriva lui Dumnezeu, ba mai mult, chiar s-au abătut de la credință o mare parte dintre ei. Și au venit peste ei șerpi veninoși. Și mușcătura era mortală. Mortală. Moise s-a rugat, Doamne, ce fac? Și Dumnezeu îi spune, fă un șarpe de aramă, ridică-l într-o prăjină și cine se va uita cu credință spre acea prăjină, nu va mai fi mușcătura mortală. Și așa a făcut. Aici preînchipuie Sfânta Cruce. Șarpele, crucea care omoară pe șarpele diavol. Așa, șarpele diavol care, diavolul făcut în șarpe care a ispitit pe Eva. Iată, crucea este cea care biruie pe diavolul șarpe. Profetul Ezechiel spune în cartea acolo, în Vechiul Testament, în cartea profetului Ezechiel, s-a rugat la Dumnezeu, Doamne, Doamne, poporul a început să se îndepărteze de Tine. Și știm și știu că atunci când ne îndepărtăm de Tine, ne nepădesc necazurile. Și într-adevăr au venit multe necazuri, chiar mortale. Și prorocul zice, ce facem, Doamne? Zice, duce și semnează pe cei credincioși cu semnul Tau. În limba greacă, Tau este în formă de cruce. Și îngerul morții nu se va apropia de cei care au semnul acesta. Cei care vor fi însemnați. Și același semn îl vedem și în Apocalipsă, la capitolul 7, când Domnul Iisus va veni la, ca să întemeze împărăția păcii și a dreptății și a dragostei veșnice, mai înainte va fi mare prăpăd. Și ca spune acolo în Apocalipsă, vine îngerul morții și poruncește Dumnezeu ca cei care au rămas credincioși să fie pecetuiți pe frunte cu acest semn. Cu acest semn și sigur cu semnul Sfintei Cruci. De ce va fi prăpăd înainte, ca să înțelegem de ce întâi va fi prăpăd și după aceea Mântuitorul va veni pentru a întemeia? Iată, spune în cartea Sfântul Evanghelist Matei la capitolul 24, la mai înainte de a veni Mântuitorul, soarele se va întuneca, pământul se va cutremura,
luna nu se va mai vedea. De ce s-ar întâmpla toate astea? Să înțelegem care ar fi sensul pentru care astea toate se vor întâmpla. Pentru că este urmarea îndepărtării de Dumnezeu. Cum s-a mai spus aici, omul este regele creației, este cununa. De aceea a fost și creat în ziua șasea la sfârșit, ca o încoronare a creației. Era firesc ca să fie creată o ființă rațională, conștientă, de toate sensurile celorlalte existențe. Și omul, prin păcat, nu mai este recunoscut. Animalele sunt împotrive, însă și natura este potrivnică omului. Nu vedeți, sunt atâtea fenomene care îl afectează chiar mortal pe om. Da. Deci natura nu-l mai recunoaște pe om ca rege al ei. Și către sfârșitul veacurilor, cum spune la Cartea Sfântă, apropiindu-se venirea cea de-a doua Mântuitorului, lumea, credința se va răci și nu vedem noi niște anomalii. Așa este. Nu le vedem. Sunt semne clare că din ce în ce... Sigur, homosexuali au fost, citim și în Vechiul Testament, Sodoma și Gomora, dar ca acum să se laude că sunt homo, să defileze pe străzi și sunt atât de respingători la înfățișare, schimonosiți cu tot felul de vopseli pe corpul lor, tot felul, niște mișcări dezgustătoare. Vestimentația nepotrivită. Da, sigur. Deci, iată, însă și natura se întoarce împotriva omului. Nu se întoarce. Omul nu-și mai dă seama de el și cade. Deci urmarea îndepărtării de Dumnezeu. Da. Cum am mai spus odată, iată, minierii spun că mai înainte de a se surpa galeria, mina, acolo sunt șobolani și ei mai înainte simt vibrația pământului și fug. Mișcarea și fug, și atunci fug și ei, minerii. Da. Deci iată, sunt oameni, sunt animale care se zizează. Deci omul nu-și mai dă seama, nu vedem noi, își fac case pe marginea râurilor și sau pe văi și zic, vai de mine, a venit apa peste noi. De ce ți-ai pus casa acolo? De fapt, noi ne-am dus în apă. Ne-am dus acolo. Deci, aceste nenorociri sunt urmări ale întunecimii minții noastre, că nu putem intui, și urmări ale păcatelor noastre. Vedeți, te îndepărtezi de Dumnezeu, intri în suferințe, te accidentezi, așa cum un copil mic, fugind de lângă mămica lui, este expus accidentului. Nerespectând legea circulației, face accident. Nerespectând legea morală, prin îndepărtarea de Dumnezeu, vine prăpădul. Sau s-ar putea și altceva. Se va întuneca soarele. Cine știe ce declanșări de bombe, care va întuneca. Vedem la televizor, am văzut arătând explozia aceea cumplită de la Hiroshima. Da. Bomba care era ca o ciupercă, așa,
de întunecat. Nu se mai vedea nimic. Nu se mai vedea. Așa s-ar putea. Cine știe cum o declanșare din aceasta. De fapt, spune la Cartea Sfântă că prin tine, omule, vine pieirea. Ți-am pus înainte binele și răul, viața și moartea, alege. Da. Și spune acolo în cartea Sfântul Evanghelist Matei că întunecându-se soarele va apărea pe cer semnul Fiului Omului, adică Sfânta Cruce, și toți o vor vedea. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, vedeți cât de strălucitoare este, va fi crucea, soarele nu mai își dă lumina. Da, ca să putem vedea crucea. Și iată, se vede crucea. Este semnul Fiului Omului. Am zis că atunci când vorbim despre cruce, avem și un alt înțeles duhovnicesc, spiritual, deci material, da, și spiritual. Iată, prin cruce vedem iubirea desăvârșită a Domnului Hristos. Și spune Sfântul Evanghelist Matei, cuvintele Mântuitorului, mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca viața lui să-și o pună pentru prietenii săi. Sau, el a purtat neputințele și bolile noastre pe cruce. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pe cruce, pentru ca noi, murind față de păcate, să viețuim dreptății. Adică, cum s-a mai spus, a luat asupra sa păcatele noastre, a intrat cu trupul în moarte, omorând păcatele, spune Sfântul Apostol Petru. Și noi în felul acesta suntem morți față de păcat. Din moment ce El a intrat cu păcatele noastre în moarte, le-a omorât, le-a șters, noi devenim morți față de păcat. Sau prin cruce se vede zmerenia Domnului Hristos. S-a deșertat pe sine chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare, aflându-se ca un om, s-a zmerit pe sine ascultător, făcându-se până la moarte, încă și moarte de cruce. Nu zice moarte pe cruce. Moarte de cruce. De cruce. Moarte, dacă ar fi zis moarte pe cruce, am putea înțelege că el a fost târât, nevoind să moară pe cruce. Când a zis moarte de cruce, arată că el s-a jertfit, s-a lăsat jertfit. Prin cruce înțelegem slujire desăvârșită. Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci ca să slujească el și să-și dea sufletul, viața, răscumpărare pentru mulți. Știți, e vorba aceasta, omule, n-ai ce face, trebuie să-ți duci crucea. Da. Și toți avem cruce. Fiecare cruce a lui. Fiecare cruce a lui. Și iată, mămica își duce crucea. Femeia își duce crucea ei. Și bărbatul își duce crucea lui. Și fiecare ocupație, fiecare profesie, omul în fiecare profesie își duce o cruce. Pentru că în profesia lui, el lucrează pentru aproapele său. Nu? Cumva am putea spune că are o misiune. Așa cum Mântuitorul, da, a avut o misiune pe pământ, fiecare dintre noi. A purtat crucea luând asupra sa păcatele noastre. Așa și fiecare, în profesia lui, în misiunea lui, este o cruce. Duce o cruce. El slujește celui de lângă el. Acolo, da, unde
își are misiunea de a sluji. Cruce este urmarea Domnului Hristos. Dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Ce înseamnă în fiecare zi? Că am înțeles că avem o cruce, dar nu o ducem în fiecare zi. În fiecare zi. Nu mergeți la servicii în fiecare zi? Da. Nu faceți mâncare în fiecare zi? Nu aveți grijă în fiecare clipă de copii? Noi ce facem aici? O bucurie aducem în casele celor care vor să ne urmărească? Ducem o bucurie, deci o cruce. Am plecat de acasă, am lăsat, știi? Venim aici. Da. Sigur. Sunt și crucii, să zicem, dureroase. Atunci, cum am zis, te implici. Te implici în salvarea semenului tău. Știi că s-ar putea să ai urmări. De câte ori nu s-a întâmplat să meargă cineva să salveze din incendiu pe altul și el să rămână, fie rănit sau chiar sau să salveze din nec, salvează pe ala și el nu mai poate să mai iasă de acolo. Sau eu știu cum, îl ridică pe punte, pe colac, eu știu, și el pe el l-a atacat. Sau, eu știu, salvezi de la o fiară sălbatică, te atacă, îți atacă ursul, copilul, soția și tu te duci să-l aperi. Scapă copilul, dar tu poți... Deci iată cruce. Cruce însemnează slujire, iubire desăvârșită, implicare. Și dăruire. Este, da, și dăruire. Este puterea lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel, crucea. Cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, spune Sfântul Pavel, iar pentru noi cei care ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Cum anume? De exemplu, ce te bagi, mă, acolo? Ce te implici? O să pățești rău, dar este o nebunie pentru cei care... Nu înțeleg. Să te bași tu în treaba asta, bă, să ai de suferit. Dar pentru cei care se mântuiesc, e puterea lui Dumnezeu, pentru că este un curaj, o putere, arăți o putere că te implici pentru salvarea celui de lângă tine. Putem vorbi chiar și de credință aici, pentru că te implici cu încredere că vei reuși să faci bine, cu credință că biruiești. Deci nu te uiți pe tine, da. Te uiți pe tine, te lași pe tine așa cum a făcut Domnul Hristos. Și pui Hristos pe primul loc pe cel aflat în nevoie. Salvarea celui, da. Deci nu numai pentru cei ai casei. Hai să zicem că aici... Intervine și dragostea și obligația. Sunt situații când te implici pentru salvarea unui necunoscut. Da. Nu-l lași. Și s-a întâmplat să tu să mori, să piei și el să fie salvat. Iată, crucea este puterea lui Dumnezeu. Deci pentru cei ce se mântuiesc, ce semnează a te mântui? Mântuire semnează izbăvire. Zice, ce spune Mântuitorul? Să te lepezi de tine, lepădarea de sine. Sinele este centrul pulsional al personalității. Centrul pulsional al personalității. Sinele. Constantin Noica are o filozofie adâncă despre acest sine. Deci centrul pulsional al personalității, punctul, sinele, din... Da, e mare lucru... Atunci când ții prea mult la tine, egocentrismul devine un egoist și tu pierzi. Da. Tu nu,
chiar te condamn pe tine însuți. Devin nepăsător la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, la toate persoanele din jurul tău. Iată ce spune Sfântul Chiril al Ierusalimului, am notat. A trăit în veacul al IV-lea, înainte de Domnul Hristos. După. Sfântul veacul al IV-lea al erei noastre creștine. Da. Nu ne vom rușina de crucea lui Hristos. Iar dacă cineva se ascunde, tu să-i faci semnul crucii pe frunte, ca diavolii, văzând semnul împărătesc, să fugă departe. Fă semnul acesta când mănânci, când bei, când te culci, când te scoli, când vorbești, când mergi, și să nu începi nicio lucrare fără a-ți face semnul cinstitei cruci, ziua și noaptea, în casă, la drum și în orice loc. Deci a trăit în veacul al IV-lea. Pe vremea aceea nu erau nici adventiști, nici creștini după Evanghelie, nici penticostali, nici martorii Iehova, nu erau nici catolici și așa mai departe. Și era o singură credință. Iată, spune Sfântul Chiril al Ierusalimului. Iată Sfânta Cruce, care a fost cinstită cu mult înainte de Iată apariția celorlalte. Iată Sfântul Iangură de Aur, tot în secolul IV, la începutul veacului V. Voi, mamelor, învățați pe copiii voștri să-și însemneze fruntea cu mâna, iar mai înainte de a fi în stare să facă aceasta, întipăriți-le voi semnul crucii. Da. Și ce frumos când mămica vine și închină copilul, pruncul. Așa este și asta. Să nu ne așezăm la masă până când nu ne facem semnul Sfintei Cruci. Bine este să zicem și o rugăciune. Și la final să-i mulțumim. Și la, da. Semnul Sfintei Crucii de veacuri, pe biserici, în cimitire, la răspântii de drumuri. Iată, semnul Sfintei Cruci. Sărutul este semn de profundă afecțiune și intimitate. Ne apropiem și arătăm dragoste față de Domnul Hristos, de jertfa Lui. Crucea este o chemare și un dar. Chemare să urmăm pe Hristos. Deci când faci semnul Sfintei Cruci, însemnează că vrei să-L urmezi pe Hristos, să te implici și tu pentru binele aproapelui tău. Și este un dar, pentru că este, ne sfințim și ajungem la înviere. Să cinstim Sfânta Cruce, să nu ne lăsăm influențați de cei care nu înțeleg taina crucii. Să studieze mai mult ca să înțeleagă. Să întrebe pe cei care cunosc taina Sfintei Cruci. Amin. Să ne ajute Dumnezeu și fie ca Sfânta Cruce să ne ocrotească. Iar noi să nu uităm, să cinstim și să înțelegem, așa cum se cuvine, taina Sfintei Cruci. Asta a fost tema de astăzi. Aici ne luăm la revedere. Ne vom revedea însă săptămâna viitoare. Atunci vom vorbi despre suflet, după cum chiar Părintele Vasile Grigorescu ne-a spus ceva mai devreme. Să aveți o săptămână liniștită, binecuvântată, să ne revedem cu bine, marțea viitoare. Pe curând!